și așezări de populații pașnice, la multiculturalitate și tradiții dintre cele mai diverse. Un peisaj etnic de o complexitate extraordinară, o limbă unică în lume, un patrimoniu de vestigii istorice fascinante și un mozaic de ecosisteme în cel mai nou pământ al Europei. Bună seara, doamnelor și domnilor! Suntem Nerudana Andriș și Petru Țincoca, voluntar ai Centrului Eudivers, inițiator al festivalului Săptămâna Interetnică. Partenerii ediției din acest an sunt Asociația Centrul European pentru Diversitate, Consiliul Județean Tulcea, Primăria Municipiului Tulcea, Fundația Județeană pentru Tineret Tulcea, Asociația Psihologilor Antreprenori Tulcea, Primăria Comunei Jurilovca, Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, sucursalele Tulcea și Iași, Uniunea Armenilor din România, sucursalele Tulcea și Constanța, Asociația Comunității Bulgare Sfitilina din Vișina, Comunitatea Elena Sulina, Uniunea Elena din România, filiala Tulcea, Asociația Comunității Tinerilor Elen din Tulcea, Uniunea Democrată Turcă din România, sucursala Tulcea, Uniunea Democrată Tătarilor Turco-Musulmani din România, organizația locală Tulcea, Partidea Romilor Pro-Europa, sucursala Tulcea, Uniunea Ucrainenilor din România, filiala Tulcea și organizația locală Fântâna Mare, Federația Comunităților Evreiești din România, Comunitatea a Română din România, filiala Tulcea și Biblioteca Județeană Panait Cerna Tulcea, Centrul Cultural Jean Bart și Palatul Copiilor, Asociația Culturală Dorulețul, moment în care îi invităm în scenă pe domnul Mihai Culeni, vicepreședinte al Consiliului Județean Tulcea, și pe Ana Lazăr din partea EU Divers. Bună seara și bine ați venit! Este cea de 18-a ediție a festivalului. Ne bucurăm că după 2 ani de pandemie ne revedem în formulă completă și sperăm că timp de 7 seri veți avea parte de spectacole extraordinare. Anul acesta, Centrul Eudivers, organizația care a inițiat acest festival, a reușit să facă festivalul prin efort propriu, cu sprijin financiar de la Consiliul Județean Tulcea, Fundația Județeană pentru Tineri și APAT. De asemenea, o parte dintre organizațiile etniilor și-au suportat cheltuielile de transport și de cazare și le mulțumim foarte mult pentru acest efort. Programul este pe Facebook, îl găsiți afișat de o parte și de alta, cine și pe cușca de sunet. Vom pune mâine un banner mai mare și sperăm că veți avea niște seri minunate alături de noi. Domnule vicepreședinte! Mulțumesc, Ana! Bună seara! Bună seara tuturor! Noi cei de la Consiliul Județean suntem onorați și bucuroși că putem să finanțăm acest eveniment de atâția ani și sunt acum bucuros să văd atât de multă lume. Parcă și anii trecuți a fost multă lume, dar ca acum parcă nu. Vă mulțumesc pentru prezență în primul rând și vă mulțumesc că sunteți alături în această săptămână, alături de organizatori, de cei de la EU Divers și de voluntarii săi. Eu vreau să spun câteva lucruri. În primul rând sunt și eu fac parte din comunitatea a română și sunt mândru de asta. Astăzi am aici un coș cu flori pe care vreau să-l ofer în primul rând tuturor doamnelor din toate comunitățile. Imediat vă voi spune și de ce fac acest lucru, numai un pic. Acest coș cu flori este pentru toate doamnele din toate comunitățile. Eu voi vorbi acum un pic despre comunitatea română și despre femeile din comunitatea română și știu că celelalte comunități și etnii prezente aici se vor regăsi în ce spun, pentru că este clar că femeile dintr-o anumită comunitate nu sunt distincte, ci se regăsesc cu caracteristici în toate celelalte etnii. Așadar, femeia este cel mai important lucru din societate. De ce spun asta? Pentru că ea naște, ea are grijă de educație. Vorbesc acum foarte mult din punct de vedere al comunității pe care o reprezint. Fără femeie, bărbatul nu reușește nimic. Toate personalitățile noastre, fie că au fost istorice, culturale, diplomați, orice, oameni de cultură, au avut alături o mamă care s-a sacrificat pentru ei și o soție care întotdeauna a fost sprijinul numărul unu al bărbaților din acea comunitate. Din acest motiv, vă urez tuturor
celor prezenți, tuturor etniilor, multă, multă sănătate, să fiți ca și până acum mândri de etniile pe care le reprezentați și să știți că trăiți în cel mai frumos loc din lume, nu din țară. Și aceasta este Dobrogea, aceasta este Tulcea. Aici este armonie, aici este prietenie, aici este tot ceea ce ne dorim de la viață. Să fim sănătoși, să ne înțelegem bine cu toții și să mergem înainte așa cum am mers de atâta vreme. Doamne ajută și să fim prieteni cu toții. Vă mulțumesc și îmi cer scuze dacă v-am plictisit cumva. Doamne ajută! Mulțumim domnului vicepreședinte al Consiliului Județean Tulcea, domnului Mihai Culeni. Lorin, să continuăm prezentarea. Acea de a 18-a ediție este deja o tradiție locală care atrage anual, în ultima săptămână a lunii iulie, numeroși spectatori. Este unul dintre puținele evenimente culturale care au fost desfășurate și în perioada pandemiei, cu respectarea tuturor normelor de distanțare fizică. Anul acesta dăm startul spectacolelor duminică, pe 23 iulie 2023, la ora 8 seara, și vom încheia sâmbătă, pe 29 iulie 2023, la ora 9 și jumătate seara. În fiecare zi a festivalului, în piața civică, aici, se desfășoară târgul organizat de Asociația Meșteșugarilor și Comerciaților Romi, iar seara, muzica și dansul tradițional vor anima atmosfera. Astăzi seara promovăm multiculturalitatea. Pentru că numai puțin de 4 grupuri etnice își voi ilustra bogăția tradițiilor. Primul moment va pune în valoare comunitatea a română. Prin grupul de copii Nicula Român sau Niclu Armânici, înființat în anul 2019, în cadrul Centrului pentru Copii și Tineret al Bibliotecii Județene Panait Cerna, Tulcea. Obiectivul acestei inițiative constituie protejarea și conservarea patrimoniului imaterial reprezentat de limba a română pentru generațiile viitoare și facilitarea publicului larg la patrimoniul cultural a român. Demersul Bibliotecii Județene Panait Cerna Tulcea este sprijinit de asemenea de comunitatea armână din România, filiala Tulcea. În prezent, 20 de copii cu vârsta de cel puțin 6 ani participă la activități, iar o parte dintre ei vor urca pe scenă în această seară. Coordonatorul grupului și al proiectului este bibliotecarul de origine armână, Mariana Mergeane. Domnilor și domnilor, Niclu Armânici! Este prezent la repetiții. Vreau să-i aplaudați, să-l aplaudați și pe el.
pentru a-l încuraja. O am aici pe Maria Bizdu, este o mică armânice și n-am adus-o aici pe scenă pentru a admira doar frumusețea și gingășia și frumosul costum. Vreau să vă spun că Maria este o armânice în vârstă de 2 ani, care trăiește în familie de armâni, cu tata armân, mama armână. Când aude muzică armânească, Maria ridică mâinile sus, vrea să danseze. De mică, mama ei îi cântă armânește. Și de când s-a născut, mama ei îi vorbește în casă numai armânește. Este limba ei maternă. O aplaudăm pe Maria. Și am să vă rătesc un minut pentru a vă recita o poezie scrisă de Grigore Vieru, consider eu reprezentativă pentru acest festival. În limba ta, în aceeași limbă, toată lumea plânge. În aceeași limbă, râde un pământ. Ci doar în limba ta, durerea poți să o mângâi, iar bucuria s-o preschimbi în cânt. În limba ta ți-e dor de mamă. Și vinul e mai vin, și prânzul e mai prânz. Și doar în limba ta poți râde singur, și doar în limba ta te poți opri din plâns. Iar când nu poți nici râde și nici plânge, când nu poți mângâia și nici cânta, cu al tău pământ, cu cerul tău în față, tu taci atunci tot în limba ta. Bună ziua și bine v-am găsit, dragi tulceni! Este o mare bucurie pentru noi, micuții din acest ansamblu, să vă prezentăm și să vă reamintim de o frumoasă sărbătoare a armânilor, pe care o celebrăm în data de 23 iunie și 24 iunie, respectiv ziua de Sânziene. Noi, cei ce suntem prezenți pe scenă în momentul de față, ne-am propus să vă încântăm în această seară, dezvăluindu-vă câteva momente deosebit de importante în care constă sărbătoarea. Astfel, sperăm ca până la finalul momentului, pregătit cu suflet și dedicare, să vă insuflăm tuturor celor care ați venit să urmăriți spectacolul, măcar un crâmpei din dragostea noastră pentru porcul popular, limba și minoritatea din care suntem mândri că facem parte. Bună ziua și vinii vă aflăm, gustul ce? Este una mai haral din noi, ficiuiții amând, din toate este pareie. Ca să vă aducem, ni cheam aminti, de un amșată sărbătoare a armânilor, ți este tinsitul, pitei spândiți și pai spândiți și rișarul, cu numai de taianii. Noi, aței țihim toa oa, vă spunem, cum tinsim noi taianilor. Până tu de pisită, vrem zduchiți și voi ni cheamă, din vrea noastră, din strană armânescu, muzica și giocla nostru, a armânilor. Acest obicei de Sânziene, care, în trecut, făcea să răsune satele de cântecele și dansurile fetelor, este acum pe calea de dispariție. A românii din Dobrogea, în special cei grămusteni, mai păstrează acest obicei, pe care îl sărbătoresc pe data de 23 iunie, Găleata, și data de 24 iunie, La Curun. Copiii din sat pleacă pe dealuri, unde culeg 40 de feluri de flori, iar apoi schimbă între ei soiurile pentru a avea flori cât mai diferite. După amiaza, fetele podobesc găleata cu florile culese, iar fiecare casă din sat are propria găleată. În găleată se punea apă de la 3 fântâni, iar femeile puneau în ea inele, cercei și diferite bijuterii confecționate din argint. Când soarele apunea, toate fetele se întâlneau în mijlocul satului, puneau gălețile jos și începeau să cânte și să danseze, realizând o coră în jurul acestuia. Apoi, fetele se întorceau acasă și puneau găleata pe acoperiș pentru a cădea peste ea roa dimineții. Domnișoarele își puneau superb, pe ascuns, flori de la găleată, în speranța că în timpul somnului își vor visa ursitul. Dimineața, în zori, toți membrii familiei își dau apa de la acea găleată peste ochi, față, tâmple, păr și încheieturi, cu dorința carele să se țină departe de ei. Puțină apă din găleată se punea într-o sticluță pentru leac până la anul următor. Găleata se desface, iar florile sunt luate de fete pentru a-și confesiona coroniță. Pe data de 24 iunie, de la Curun,
cu coronițele pe păr și încinse la brâu cu flori, fără la încă un motiv de dans. Sânzienele dansează iar în mijlocul satului, sub privirile tuturor participanților, iar acestea merg acasă, unde vor pune coronița la icoană sau pe acoperiș. Fetele logodite confecționează mai multe coronițe pentru a le oferi viitoarelor soacre și mătuși. Vă invit, în continuare, să ne urmăriți obiceiurile ce definesc această sărbătoare. Thank you.
ochii.